Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere, domnilor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Așa ar fi trebuit să încep. Am stat, cred că, mai bine de jumătate de oră până să hotăresc, împreună cu, eu știu, îngerii mei protectori și cei care mă inspiră, da? Ce etalare să fac? Am atâtea în plan. Știu că trebuie să fac și pentru anul 2021, o să fac și pentru decembrie și pentru sfârșitul de decembrie, pentru zodiile pe care nu le-am terminat. Astăzi sper să le termin. Și pentru ianuarie sunt multe în plan, dar nu doar despre zodii. Vreau să mai fac și alte lucruri. Vreau foarte multe. Sper să mă ajutați cu vibrația voastră și până la urmă, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Mesaj de la o anumită persoană, probabil cu care nu sunteți, și un mesaj ce ar vrea să vă spună acum de sărbători și nu a reușit-o. Poate v-a spus ceva, știți, Crăciun fericit! Sau Crăciun fericit alături de cei dragi și totuși mai avea ceva pe suflet de spus. Nu înseamnă musai că nu vorbiți, poate vorbiți așa, la modul general, dar ce e important nu s-a spus. Nu s-a spus. Asta în cazul în care comunicați. Poate unii chiar nu comunicați deloc. Poate unii mai comunicați de ani de zile cu cineva și știți cum e, de sărbători ne aducem aminte de persoanele de care am fugit. Și eu am fugit la un moment dat de dragoste, nu doar voi. Înțeleg toate variantele. Am trecut prin toate. M-am și aruncat în dragoste, m-am și fugit de ea. Așa că e bine când poți să vorbești din mai multe perspective și atunci când vin sărbătorile acestea speciale, te gândești, oare ce mai face? Oare se mai gândește la mine persoana? Ei, știți? Se gândesc la voi. M-a uitat, își mai aduce aminte de mine într-o formă sau alta acum, mai suferă pentru mine, s-a vindecat și-o fi găsit pe altcineva, știți? Sunt momente speciale. Haideți să vedem. Și încerc, aș vrea. Nu, aici e ceva. Sau e doar lumina? Aș vrea să fie un pic mai scurtuță. Sper să reușesc. Sper să reușesc. Aveți trei variante. Iar și la acestea m-am gândit. Ce să vă dau, ce să vă dau? Umăr. Umăr. Da, foarte fain. Nu, e destul de fain. E adevărat, adică e din grădină, nu e din fermă sau din... Nu e umplut cu săringa, nici cu apă, nici cu... nu știu ce alte substanțe hrănitoare. O gutuie japoneză și un con de brai. Ei, arată cam falic. Să fie un mesaj colectiv, să vă bucurați de dragoste din plin. Nu am vrut asta. Da, așa s-a nimerit. Ok, da, bine, să ținem așa. Con de brad, ține pe orizontal. Deci umăr, numărul 1, conul de brad și gutuia. Se mai întâmplă probabil că și energia voastră este doritoare. Ok. O să pun pentru fiecare număr alt set de cărți, da? Ochelari în cazul în care am. Aș vrea totuși, aș vrea, știți că îmi place să mai experimentez și nu doar să experimentez. Să testăm. Aș vrea la această etalare să fac un scurt challenge, să văd ce cuvinte, 2, 3, nu știu câte cuvinte vin, nu fac mai mult. Pentru că am zis că vreau să fie o etalare scurtă. Și ce legătură au aceste cuvinte cu cărțile care vor veni. Deci, numărul 1. Cam atât. Cam atât. Au venit așa că cuvintele. Nu știu la celelalte numere cum or veni. Poate că și inspirate de acest măr au venit cuvintele sau n-are nicio legătură. Pur și simplu, nu știu, vedem. Vedem. Deci cuvintele sunt așa. Sau să încerc să le leg. Da, hai să mai bine să le leg. Într-o scurtă expunere. Dacă ar fi să aleg o culoare care să ne caracterizeze pe amândoi, ar fi roșu. Dacă ar fi să aleg o culoare care să ne caracterizeze, nu o culoare, un adjectiv, pardon, care să ne caracterizeze pe amândoi, ar fi pasiunea. Amândoi suntem plini de pasiune în ceea ce facem. Dacă ar fi să aleg un cuvânt care să mă caracterizeze în fața ta, cred că ar fi tentația. Și totuși, dacă ar fi să aleg un cuvânt care să te caracterizeze pe tine în fața mea, nu m-aș putea limita la un cuvânt. Am nevoie de mai multe. Mi-a venit acum în gând în engleză. You cool me. Mă răcești. Mă răcești în sensul că mă temperezi. Tu mă temperezi. Tu mă calmezi. Tu mă echilibrezi. Îmi găsesc stabilitatea în tine. Și totuși, vreau să explorez viața mai mult cu tine. În sensul că mai multe perspective, mai multe departamente. Vreau să gustăm unul din altul, dar și din viață, să descoperim lucruri noi împreună. Rămâne de văzut ce legătură au aceste cuvinte cu etalarea. Interesant, în timp ce am amestecat cărțile, au venit în special 3. Da? 3. Valetul de spade, steaua și 6 de cupe. Steaua reprezintă vindecare, da? Acea caracterizare care v-a fost dată, că îi temperați, că îi calmați, îi echilibrați într-un fel sau altul, îi echilibrați și emoțional, se simt ca acasă, interesant, 6 de cupe, se simt ca acasă. Lângă voi își simt sufletul, altfel în preajma voastră își simt sufletul de fapt. Își simt sufletul, nu doar pasiunea, nu doar trupul, nu doar dorințele trupești, își simt sufletul în preajma voastră și știu, recunosc sufletul vostru sau sufletul lor, recunoaște sufletul vostru, chiar dacă probabil că n-ați mai vorbit de mult timp și ați fost urmăriți într-o formă sau alta cu valetul de spade. Dar în plus, valetul de spade îmi spune că se dorește și comunicarea. În acest context, chiar se dorește comunicarea, vindecarea și o împăcare. Împăcare, în cazul în care iau de 3 de cupe, la capătul setului de cărți, 3 de cupe. Cineva poate că are mai mulți bani decât celălalt, regele de monede și marea preoteasă. Unul poate e mai spiritual, altul este mai, am zis, că ei pot reprezenta o tentație, dar știți, tentația asta este și pe cale spirituală. Dacă unul dintre voi este mai spiritual, ce se întâmplă dacă se manifestă doar fizic, este o tentație din punct de vedere spiritual. În fine, se dorește împăcarea, se dorește stabilizarea după o perioadă de tăcere în care au trebuit depășite niște conflicte și niște trădări. În viețile personale, nu doar în viața de cuplu sau nu doar în relația voastră, că poate nici n-a fost relație, poate v-ați cunoscut sau pur și simplu. Simțiți că este o energie între voi. Hai să mă amestec o dată și să vedem ce alte mesaje vin. 10 minute am vorbit deja. Numărul 1. Mesaje pentru cei care ați ales... Nu... Interesant, au venit regele de brute, astea sunt prea multe. Apropo de pasiune, de tentație, de dorința de roșu, da? Roșu, ce poate fi mai roșu decât regele roșu și regele verde? Voi ați ales regele roșu, nu? Mesaje. Este o nesiguranță, se vor comunica pe niște mesaje, dar apar și dispar, apar și dispar. 7 de bute cu 10 de spade. La capătul setului de cărți cineva a fugit de dragoste, 7 de spade. Simt așa o... nu știu la celelalte numere cum voi fi, dar acum mă simt așa un pic grăbită, parcă unul dintre voi sau persoana respectivă își dorește să recupereze un timp pierdut, să nu stea... Hai, 6 de monede. Da. Da, își dorește să manifeste. Ne uite, să manifeste același rege de monede apare, același personaj. Nu e obligatoriu să fie stabil, poate să fie fixat pe bani sau pe alte, da? Sunt multe caracteristici ale acestui rege de monede. Poate să fie și implicat într-o relație, poate să aibă un job important sau chiar dacă nu are job important, poate să fie orientat către manifestări pur materiale. Însă, în relație cu voi, apare acest conflict mental. Sunt și invidioși, o grămadă, dacă persoana este importantă. Posibil unii dintre voi sunteți mai importanti sau cu o avere mai specială unii. Și atunci apar invidioși întotdeauna, dar se dorește și conflictul intermental, se dorește, repet, exprimarea unor emoții, a unor scuze. Se dorește, da? Pentru că în continuare acest personaj ține la voi, chiar dacă nu a arătat. Încă un mesaj. Încă o carte, nu încă un mesaj și pe urmă să le citesc pe celelalte, tot așa. Magicianul cu 7 de monede, iată. Cred că acești 7 de monede ține de trecut, magicianul este mai prezent, da? La capătul setului de cărți, diavolul, 6 de... Uf! Interesant, ambele cărți arată un fost, o fostă pentru unii. Dar... Ce e și mai interesant, după cum arată cărțile, regele de cupe, scânsuratul, 6 de cupe și diavolul, da, a fost stagnare în această conexiune, zic, nu relație, conexiune sufletească, foarte profundă, foarte profundă. A fost o perioadă de încercări în care a trebuit să vedeți ambii, să vedeți lucrurile din alte perspective. Și totuși dragostea adevărată este. Dragostea este și din partea voastră și din partea lor, dar pe voi vă interesează din partea lor, da? Din partea lor există dragoste. Se dorește să vă întâlniți și să manifestați, se dorește la modul obsedant, obsesiv. Ideea este, aici este problema. Interesant, ați ales mărul care reprezintă tentație și a apărut diavolul, da? 1. Este mai toxic, ancorat în aceste lucruri pământene. Celălalt, posibil să încerce să fie altfel, da, mai mult sau mai puțin, depinde de cât ați lucrat voi cu voi înși vă. Deci, acest personaj are multă pasiune, vrea să vă cucerească într-un fel și ar dori să vă domine, dar rămâne de văzut dacă poate. Acum variază în ce postură sunteți voi. Dar cum am zis și cu... cuvintele pe care le-am canalizat mai devreme și culoarea, da, cum sugerează această culoare, da? Ar vrea să experimenteze și o relație fizică. Și o relație fizică, nu doar sufletească, deși, repet, recunoaște că există telepatie, conexiune sufletească, înțelegere, armonie, un sentiment de familiaritate. Posibil, în momentul în care vine sau se va manifesta acest lucru, sau posibil fiind telepatie să simtă că aveți o atitudine oarecum defensivă din cauza că vă simțiți răniți, da? Dacă v-ați simțit trădați, dacă a fost o tăcere, dacă au fost niște chestii, voi să fiți un pic defensivi în momentul în care ei își vor manifesta, mai devreme sau mai târziu vor manifesta această dorință. Cine sunt eu? Sunt bărbatul care vrea să te cucerească, da? Și voi să ziceți, hai mă, dar până acum ce ai făcut? Adică, să luați și voi bâta voastră în mână și să vă luptați. Și să știți că nu trebuie să vă lăsați intimidați de acest rege, oricum ar apărea el. Pentru că n-am explorat, poate cu altă ocazie o să explorăm ce e de fapt în spatele acestei imagini publice. Aceste, da, interesant, poate și imaginea sa publică, mulțumesc de inspirație, poate lucrează într-un domeniu care ține de vizual, de senzual, nu neapărat artistic, regele de bute foarte artistic, foarte simpatic și aveți și magicianul posibil, da? Să fie de scenă personaj, într-un fel sau altul. Dar, vă rog frumos, chiar dacă cumva există aceste diferențe și financiare, și de imagine, și de multe, sunt niște diferențe în relația dintre voi, chiar dacă sunteți suflete perechi, diferențe destul de mari, dar vă completați, nu vă dați în lături să-i puneți la punct, pentru că, unde vreau să ajung, acest 7 de bâte nu este nici în curtea regală, nu este nici arcană majoră, dar are potențial. Cineva pune niște granițe în jurul său, se apără. Și se apără ca să se protejeze, pentru că se simte rănit. Și nu doar atât, curajul pe care îl manifestă îl poate ridica. Pentru că după 7 urmează 8, înseamnă creștere. Îl poate ridica în post, îl poate ridica în multe privințe. Adică, de la un singur, care ideea? De la un singur slujbaș sau soldat, poți să ajungi ostaș de faimă, poți să ajungi colonel, ofițer, nu știu, gradele, în fine, poți să crești în rang. Ideea este să-ți manifesti curajul. Aici vreau să ajung, da? Să nu te lași intimidat de cel care este aparent, oficial, mai presus ca tine. Și revin la mesajul vostru. Posibil ei, dacă știu această legătură, că e profundă, simt atitudinea voastră defensivă, simt că sunteți trădați. Din acest motiv și își doresc foarte mult împăcarea. Conștientizează și ei că sunt toxici, dar totuși trebuie manifestat echilibru. Trebuie manifestat echilibru. Își doresc să ofere ce n-au oferit până acum, eventual. Au oferit altora și nu v-au oferit vouă. Și din cauza acesta v-au lăsat pe voi în stand-by. Ați așteptat. Însă, așteptarea asta a vizat și o explorare a unei strategii, cum să manifeste acest început. Își doresc un început cu voi, da? O strategie. Au căutat să-și organizeze resursele, dacă magicianul își folosește toate resursele ca să manifeste. Altfel nu poate să manifeste, da? Dacă nu are tot ce trebuie, da? 5 elemente trebuie. Și din acest motiv, chiar dacă nu vă oferi vouă, poate a oferit aici, în această direcție, în 7 de îngrădina lor interioară sau transformat. Poate, variază. Însă, așteptarea prin care ați trecut se dorește exprimată, se dorește încheiată și manifestarea unui nou început. Asta e clar. Am zis pentru că le creați acest sentiment de stabilitate. Ce nu vrea să vă transmită? Că vor să înceapă ceva nou. Că vor să vă impresioneze. Nu o să transmită, dar vă transmit eu că vor, cu magicianul și regele de bâte vor să vă impresioneze. Ce apare? Slow and steady. Slow. Ar fi trebuit, poate, ar fi trebuit să apară un cavaler de monede, poate. Dar e slow and steady. Încet și sigur. Numărul 12. 12 am văzut și la eremit. Slow and steady poate să fie încet și sigur, poate să fie și valetul de monede, care vrea să studieze, să vină încet, dar să creeze ceva în realitate. Protecting treasure. Am zis că posibil acest personaj să aibă bani și banii să fi întârziat manifestarea relației dintre voi. Dar trecând peste acest aspect, să trebuiască să-și protejeze grădina interioară, să o dezvolte, să o descopere, comoara din din sufletul lor să o protejeze și să o, eu știu, administreze. Una la mână. Doi, în această grădină, sau mai bine zis, în această comoară, există și ceva foarte special. Pe lângă, să zic, calitățile lor, pe lângă moștenirea lor personală, există un obiect. Un obiect. Vorba bine, da? Ceva special. Sunteți voi. Sunteți voi deasupra acestei comori, de fapt. Mai presus de toate calitățile și moștenirile pe care le au. Interesant cum vine mesajul. Ceea ce simt pentru voi este foarte, foarte special și își doresc foarte mult să vă protejeze și în sufletul lor, dar și în realitate. Da? Slow and steady înseamnă dorința de manifestare. În viața de zi cu zi. Interesant, știi ce melodie îmi vine acum în gând? Under My Umbrella. Știți, regele de bâte e foarte fain în felul lui. Atunci când iubești adevărat, multă lume spune că nu se angajează pe termen lung, depinde. Dacă există o pasiune atât de intensă, se angajează. Poate să fie foarte fidel regele de bâte, dacă există acest, nu tentație, foc. Da? Cum am zis mai devreme, cuvântul comun dintre voi doi este focul, este pasiunea. Amândoi sunt desprins de pasiune și atunci vă generați, vă încărcați unul pe celălalt, vă stimulați, vă inspirați. Și atunci, când cineva îți oferă tot timpul ceea ce ai nevoie, de ce să mai cauți în altă parte, nu? Under My Umbrella, eventual Rihanna, puteți să ascultați. Ce ar mai fi să vă transmită? Da, și mai presus de toate comorile sunteți voi. La concluzia asta au ajuns. Ce alt mesaj ar mai fi să vă transmită? Da, au fost și într-o cochilie. S-au reținut. Au trebuit să verifice realitatea de zi cu zi. Să vadă ce se poate manifesta și cum. Interesant ce mesaj. Apropo de ce am zis mai devreme, da? De 7 de monede. Aici cred că unii dintre voi sunteți. Fiți modești. Poate că și voi ascundeți un rege, o regină, da? Dar nu vă manifestați atât de epatant, atât de impresionant ca regele de bâte, care acum se manifestă pentru că vrea să vă și cucerească. Și dacă vrea să vă cucerească, e normal să încerce ceva altfel, nu să fie altfel. Dar e interesant cum vine mesajul. Fiți modești și fiți mândri de voi înșivă. Fiți mândri că ați depășit niște traume. Poate n-au legătură cu acest... Și nu că poate, cu siguranță multe n-au legătură cu acest personaj. Și chiar dacă îi vedeți că vin și vă cuceresc într-un mod spectaculos și pot să vă creeze oarecum sentimentul că voi poate nu sunteți la fel de strălucitori pentru că tocmai încheiați un ciclu de mari suferințe, fiți mândri. Fiți mândri de voi înșivă că ați reușit să încheiați așa ceva. Și încă stați în picioare și încă ați reușit să creați granițe personale. Nu zic musa să-i puneți la punct, dar dacă a fost tăcere, dacă știți că au tendințe toxice, dacă știți că mai trebuie ceva lucrat și că a fost cândva un triunghi, poate amoros sau poate alte preocupări, neapărat amoros, alte preocupări și n-ați fost voi pe prima... N-ați fost voi prioritar acestor personaje, e bine să păstrați totuși o limită, da? Și să vedeți ce se poate construi, cum se poate echilibra, cât de generoși pot să fie, da? Cum demonstrează, la 6 de monede, demonstrează dragostea, demonstrează implicare, demonstrează echilibru, demonstrează că nu mai oferă în cealaltă parte, da? Sau în alte părți, vă oferă vouă. Ori sunteți, ori nu sunteți, da? Sub umbrela lor. Mai era un mesaj? Nu, acestea au fost, nu? Mai era ceva, parcă totuși. Da, am văzut că mai era ceva. Forgive. Iertați. iertați. Cineva vrea iertare, cineva vă va cere iertare și oferiți iertarea, pentru că am spus-o, iertarea este pentru noi, nu pentru ei. În momentul în care iertăm, noi ne luăm de pe suflet greutatea aceasta, dar, repet, iertând nu înseamnă că permiteți. Nu. Sunteți și voi precauți. Da? Dacă, repet, 7 de monede vă poate reprezenta și pe voi, așteptând, și atunci sunteți precauți. Măi, ce faci? Ai venit după atâta timp și ce crezi că lucrurile vor ieși așa, hotărâm brusc, da? Ca o magie, ca un spectacol de iluzionism? Nu. Manifestarea adevărată necesită timp, da? Este doar un pas magician. Mai sunt următorii. Marea preoteasă, împărăteasa, împăratul, apropo de umbrelă, dar protecție. Sunt mulți ca să puteți manifesta creștere. Și atunci trebuie și voi să fiți precauți. 7 de monede este un personaj care așteaptă, eventual, și implicarea celuilalt. Și cred că se va implica într-un fel sau altul. Va trebui să demonstreze. Va trebui să demonstreze. Cam atât. Eu cât am vorbit? Nu-mi dau seama. Că iar vorbesc. 26 de minute și mai am încă 2. Și mai am încă 2 și trebuie să mă duc la o masă în familie. Hai să vedem. Nu să pun asta la loc. Ok, dragii mei. Acum, eu o să-mi strâng cărțile. Și vă urez sărbători fericite. Sper că v-a plăcut, așa am fost ghidată să exprim și ne mai vedem la următoarele, ne vedem, nu știu, rămâne de văzut. Ne vedem la următoarele etalări sau măcar ne auzim, da? Vă pup, numai bine, ceau, ceau! Hai să trecem la numărul 2, cei care ați ales acest con de brad, care reprezintă pentru mine viața prin lumina, totuși reprezintă rezistență. Da, rezistență. M-am prins un pic cu lumina, că parcă totuși e cam întuneric. Am spus, dragii mei, și la cealaltă etalare că aș vrea la aceasta și din când în când să mai experimentez altfel de etalare. Înainte să alegem cărțile, să vedem ce cărți vin, aș vrea să văd ce cuvinte îmi vin ca și canalizare și ce mesaje am putea primi de la acestea, ați putea primi de la aceste personaje. De ceață. Gata. Că începe să devină prea șocant și prea sentimental. Deci, haideți, înainte să trag cărțile, poate un mesaj special sau are legătură, vom vedea cum se reflectă și în ce va fi. Însă din cuvintele pe care, cuvinte și expresii pe care le-am, care mi-au venit acum, mi-au tras atenția, mi-au venit în gând, în fața ochilor. Sunt în ceață. În jurul meu este ceață. Este fum, este frig. Dar rezist. Voi crește asemenție. Mă voi ridica. Voi renaște. Voi genera abundență, voi lăsa în urma mea ceva special. În paranteză era așa cum lași tu în felul tău. Voi știți, dacă lăsați, poate doar pentru un anumit grup dintre toți cei care ascultați la numărul 2. Eu voi face în felul meu. Apoi, brusc, mi-a venit în gând, în aură, cele două cuvinte. Te iubesc. Ai o inimă de aur. Mai mult, a trebuit să mă opresc pentru că deja simțeam niște stări foarte emoționale, foarte, foarte, rămâne de văzut ce va mai apare. Da. Pentru că, da, atunci când cineva spune că te iubește, inima începe să palpite. Interesant, 8 de spade, apropo de ceață, de fum, de frig, e înconjurat de aceste gânduri negative, este într-un mental negativ. Dar ce este frumos este că rezistă, încearcă să-și găsească lumina interioară și să se transforme. Lăsăm în continuare interesant ce e aici? Soarele, da? Ce spunea la un moment dat? Voi crește asemenție, într-un fel sau altul îi inspirați, da? Îi inspirați să crească, îi încălziți, le dați lumină în această perioadă de întuneric, de frig, de ceață, de confuzie. Interesant, măi, dar ce cărți, 3 de spade. 3 de spade înseamnă dezamăgire, că aceste energii sunt din cauza că nu sunteți împreună, sunt din cauza că au fost răniți dintr-un anumit motiv, de alte persoane, de nereușite. 3 de spade pot să fie și alte nereușite, da? Suferință. A 3-a spadă ar putea să fie proiecte nereușite, da? Eșecuri personale. O atitudine, în primul și în primul rând, aceste eșecuri sunt datorită gândirii negative. Poate unii dintre voi sau dintre ei au avut în preajmă o persoană vicleană. Nu întâmplător, în aceste cărți la 3 de spade apar manuscrise, cuvântări, exprimări și vulpița pe care noi în cultura noastră o înțelegem ca pe o figură nu tocmai corectă, sinceră, și nebunul. O fi riscat într-o nouă direcție, da, este nebunul și 9 de spade, iar personajul, cred că la un moment dat, a riscat într-o nouă direcție care nu i-a adus succesul estimat. Marele preot. Marele preot. Poate că există marcaj în acest context semne de aer și, în mod special, de pământ, taur. Dar nu neapărat. Marele preot nu e obligatoriu să fie taur, că nu toți taurii sunt mari preoți. Logic, nu? Acum, marele preot reprezintă schimbarea, trecerea din tradiție în non-tradiție, în creativitate. În aceste de cărți apare copilul divin. Aici este frumos, da? Acest personaj își dorește să crească, își dorește să manifeste abundență. Ce spune? În felul său, adică să fie autentic, cum probabil sunteți voi. Poate unul dintre voi face artă, poate unul dintre voi face o artă vizuală, cum fac eu, da? Și celălalt vrea să facă o altă formă de artă sau, nu neapărat altă formă de artă, altceva, dar care îi reprezintă. Așa cum arta vă reprezintă pe voi, arta aceea vizuală, asta pentru că văd, da, acoarele. Și vor să-și găsească lumina pentru că voi sunteți soarele. Am văzut mai devreme, v-am arătat cărțile. Voi sunteți soarele lor, voi inspirați. Soarele poate să fie și temporar, da? De fapt este, pentru că e jumătate de zi, teoretic, da? Apoi vine luna. Sunteți o parte din viața lor, o parte din, eu știu, din ceva, o parte din ei. Sunt foarte inspirați de acțiunile, pentru că soarele reprezintă energia masculină, acțiunile voastre publice, energia voastră masculină, chiar dacă sunteți femei. Da? Felul în care ne manifestăm în fizic este energie masculină. 7 de cupe visează, ia uite, transformare, psihe, lumea, să încheie acest ciclu și să se ridice, să se transforme, da? Deocamdată viseze, țese vise. Dar știți, dragii mei, că visele pot deveni realitate, dar trebuie să iasă din proiecții. Poate că visați la voi, uneori poate voi visați la ei, dar, interesant și mai interesant, 7 de cupe poate să fie, să adauge la această ceață, la această confuzie emoțională, nu doar mentală, că a apărut 8 de spade, da? Mintea plină de gânduri, că nu pot să fac aia, că nu pot să fac ailaltă, și 7 de cupe. Are opțiuni, are opțiuni și ideea este că acest personaj își dorește să se ridice, să se transforme. Deci, rămâne de văzut ce va fi între voi. Este într-un plin proces de transformare. În plin proces de transformare. Poate chiar la început, interesant, rămâne de văzut. Pentru unii variază. Numărul 3. Am venit 2 cărți. Regina de spade și 2 de monede. Ea trebuie să aleagă. Trebuie să-și echilibreze viața pentru că știe că a trecut prin pericole, nu mai vrea să treacă. A luat-o cândva de la zero și a riscat, da, și a avut parte de dezamăgiri. Da? Și trebuie să aleagă. Să aleagă și rațional, Regina de spade. Iar transformarea, vedeți cum se înfluture, transformarea, nu știu acum, da? Transformarea, trebuie să-și transforme sufletul. Mintea este în mare legătură cu sufletul. Sunt oameni care nu înțeleg această legătură profundă dintre minte și suflet, încearcă să o separe prin rațiune și numai de buclucuri au parte, da? Și probleme. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă au parte de abundență de spor, pentru că ei sunt raționali, la un moment dat ajung în viață. Sunt provocați. Sunt convinsă că periodic sunt provocați acești oameni să-și descopere sufletul. Unii descoperă, alții nu descoperă. Deci în acest moment apare, probabil interesantă, cu mare preot, tradiția, familia în care au fost crescuți, i-a învățat într-un anume fel. Nu le-a permis o anumită manifestare artistică. I-a ghidat în direcții aparent, cum am zis, raționale, practice și nu care țin de autenticitate, da? De ceea ce îi reprezintă pe ei. Regina de spade, pentru unii, nu pentru toată lumea, ar putea să reprezinte și dorința de a exprima ceva. Interesant, 8 de bâte, iar exprimare, călătorie, dar în primul și în primul rând ieșirea din stagnare, din acest nod, da? Din această încălcitură de gânduri și emoții și situații, nu doar gânduri și emoții și situații în care s-au sacrificat, în care au stat pe loc, dar am zis, le-ați arătat într-un fel sau altul, prin ceea ce faceți. Poate nici n-ați comunicat, poate aveți un site în care se vede activitatea, un site, blog, în care expuneți diferite chestii, fotografii, gânduri, eu știu, cărți pe care le citiți. Rămâne de văzut fiecare ce face pe blogul lui, da? Și undeva în subconștient își dorește să meargă mai departe, 8 de bâte, să se ridice, să renască, da? Să tindă cât mai sus. E un brad care m-a inspirat. Chiar în fața mea e un brad și conul de brad ați ales și parcă la el mă uitam în timp ce canalizam aceste cuvinte. Să se ridice cât mai sus, cât mai aproape de soare, de lumină, de nori. De nori în sensul de ceruri, da? De gânduri înalte. Posibil unii dintre voi să fiți încă într-o separare cu Regina de spade și 2 de monede, încă într-o separare, dar această separare este necesară ca acest personaj să învețe să aleagă, să învețe să se echilibreze singur, dragii mei. uneori trebuie să, adesea, de fapt, cam, da, adesea ar trebui să ne echilibrăm singuri. Da, uneori sunt situații atât de grele încât avem nevoie de un mic ajutor. E binevenit un mic ajutor, nu pot să zic. Sunt momente, cine n-a trecut prin momente crunte, în care se îngenuncheze viața, nu știe, că într-adevăr. Dar, dragii mei, nici atunci nu vine nimeni. Și atunci totul cu Dumnezeu te ridici. Și asta e, dacă nu puteți să fiți alături, practic, de acest personaj, în acest proces de transformare extrem de dureros, de profund și de plin de întrebări, de confuzii, de chinuri, da? E frig și totuși rezist. Acum, rezistența asta poate să fie și o rezistență la transformare, dar și rezistența sau încăpățânarea de a se ridica. Sunt două variante, da, pe care trebuie să le aleagă. Ce mesaj ar mai vrea să vă transmit acest personaj? Stai, o să întârzi la masă, dar nu contează. Important e că vin mesajele. Acesta. Strength. Da? Puterea. Trebuie să-și găsească puterea interioară. Voi, dacă o aveți, o demonstrați prin felul vostru de a fi. Nu trebuie musai să fiți cu ea. O demonstrați. Le arătați. Da. Le puteți spune. Așa, sau, nu știu, puteți spune printr-un articol. Așa cum și eu am împărtășit chiar acum. Da, sunt momente care te trimit în genunchi. Și nu e nimeni în jur. Decât Dumnezeu. Și te rogi și te întreb, mă aude cineva? Și zic, mă, dacă nu mă aude, ce fac? Stau la pământ, trebuie să mă ridic, să mă târșe. Nu să stau. Da? Și aici este. Și de fapt, acel mic gând este tot de la Dumnezeu. Chiar dacă nu conștientizăm. Da, frumos. Deci sunt puternici, trebuie să-și descopere puterea acești oameni. 44, acum văd mai bine, da? E un număr. Să-și găsească busola, să-și găsească, iau-te, detalii, claritate, și aici confuzii, ceață, frig, da? Să vină la viață, asta e. Să vină la viață pentru că sunt în noroi. Dar ce cărți, una după alta, parcă aș fi citit cărțile înainte, dar confirmă ce am scris, ce am zis mai devreme și mă bucur că există această confirmare, da? Această canalizare a fost reală, da? 44, număr real, număr maestru, vreau să zic, real. 8, da? Înseamnă transformare, iar. Toate se leagă, vedeți? 8 de spade, iar transformare mentală. Regina de spade trebuie să aleagă claritatea mentală, justiția, felul corect de a gândi. Da? Pentru că aici este o ordine. Cine n-a țesut? Eu am făcut textile la facultate. Nu știu ce e să țești. Nu mi-am ales secția. Am făcut decât în primul an la alegere și pe urmă mi-am ales altă secție. Dar ai nevoie de ordine. Într-o țesătură ai nevoie de structuri. Try desert. Interesant, au venit două cărți. Sunt într-un deșert. Și grădinarul gentil. Interesant este că au venit invers. Ce simt? Am zis, voi ați inspirat într-un fel. Poate nici n-ați vorbit prea mult. Poate doar ați zâmbit, ați spus niște glume, ați vorbit despre viață, despre, eu știu, cealaltă lucruri sau nici despre viață, nu știu. Discuții mici. În multe feluri și foarte mici putem inspira oamenii, da? Și acest personaj a rămas marcat de ceva din ceea ce ați comunicat. Și până în această comunicare, ei se simțeau ca într-un deșert. La fel de pustiți. Acum este un alt sentiment, nu de deșert, exact opusul, frig, ceață, umiditate, adică emoții. Adică până să vă întâlnească erau deja arși consumați de niște experiențe. de oameni care, și poate și acțiunile lor, care n-au știut să sădească, să creeze. De fapt, ce înseamnă săditul? Înseamnă creație. Creația o avem aici. Aici este schimbarea. Ieșirea din tradiții în creația personală. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că v-ați întâlnit, poate că a fost un triunghi la un moment dat, nu ăsta e amoros, într-un context de trei. Voi, o prietenă, un prieten și apare a treia persoană, da? Nu știu, nu zic, nu e obligatoriu, dar un trei, da? Dar în acest trei, dar trei înseamnă, de fapt, este numărul împărătesei, înseamnă creație, comunicare și creație, manifestare prin comunicare creativă. Da, ceva s-a întâmplat. Atunci s-a produs o separare de energie. Dacă până atunci, eventual, s-au consumat în direcții neproductive, acum își doresc să creeze ceva, da? Să creeze. Să aleagă o direcție corectă, cu regina de spade, o direcție corectă, care le permite regăsirea luminii, autenticității și capacitatea de a-și crea ei regulile lor, viața lor, eventual cu voi la un moment dat, cândva. La un moment dat, cândva. Ah, a picat o carte. Mesaj. Alte mesaje. Nu sunt, a? Câte sunt? Nu las că au legătură. Ia uitați ce legătură. Ia uitați! Ia uitați toate ce legătură era să nu le iau. Cum să nu le iau? Citiți și voi în engleză? Exact despre ce am vorbit acum. Dacă situația vi se pare că stagnează, astea sunt motivele. Asta ar vrea să vă împărtășească. Că inspirați măcar, din când în când, într-un anumit fel. Da? Lasă fricile să se dizolve. Aici este ceață, frig, fum. Astea sunt frici. 8 de spade, frică emoțională, mentală. Renunță la control. Da? În ce sens? Detoxifiază-te controlul acela în care eu trebuie, da, programarea. Trebuie să fac într-un anume fel, să iasă lucrurile într-un anume fel ca să, eu știu ce, și una și alta. Familia, societatea, X, Y, da? Detoxifiază-te. Acest personaj are nevoie să se detoxifieze și să vadă lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Da? Nu doar aceea a gândului, a emoțiilor, da? A unui context, a dezamăgirilor, a suferinței, trebuie să-și regăsească puterea să-și creeze o nouă lume. Da? Cum să vezi nesăgetătorul? Luna în săgetător. Luna plină în săgetător. Nu neapărat ca și vibrație la care trebuie să ajungă. Să-și regăsească busola. Asta este. Că nu poți. Cum să călătorești dacă n-ai direcție, dacă nu vezi îndepărtare. Să-și deschide al treilea ochi. Și asta o poate face prin credință, poate se inspire de la voi, să renască prin creativitate, să-și vindece traumele copilăriei, ale copilului interior. Are multe de făcut acest personaj. Dar, dacă ar fi să se conecteze la divinitate, cum am zis mai devreme, vedeți? Dacă ar fi să stați de vorbă, cu siguranță v-ar spune o parte din lucrurile pe care vi le-am spus eu acum. Încep să cred că și aceste canalizări sunt reale, pentru că mi se întâmplă, vedeți, în fața voastră cum vin mesajele și sunt confirmate de cărți. Dragii mei, sper că v-a plăcut. Așa am fost inspirată să fac. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai vedem, ne mai auzim cu siguranță. De vedem? Am 31 vedem. Haideți să vedem. Cei care ați ales numărul 3, această butoie japoneză, jarul, știți că face fructe? Nu știați unii dintre voi. Aceste fructe apar din când în când, în mod special toamna, și sunt comestibile, chiar dacă sunt un pic astringente. Ce simt? Hai să facem mai întâi canalizarea. Am spus că vreau să experimentez altceva, câteva cuvinte și apoi scot cărțile să vedem ce ar putea să, ce mesaj ar putea să mai fie. Da, mă opresc pentru că ar fi multe, vin. Însă pe un anumit subiect, dragii mei. Vedem și cărțile ce vor confirma. În primul și în primul rând, acest personaj trebuie să lucreze cu o anumită chakră, cu chakra a treia. O să vedeți de ce zic. Cam așa au venit cuvintele. Am nevoie să-mi regăsesc încrederea, speranța, lumină. Știu, sunt acru adesea. Poate cu tine nu am fost mereu. Dar vezi, în ultima vreme tot mi-am... Ce-am scris aici? Tot m-am îndepărtat și de tine. Am scris destul de urât. Tot m-am îndepărtat și de tine. Probabil că are tendința să se îndepărteze de mai multe persoane. Vreau să încep o nouă lume, o nouă etapă, plină de pasiune. Vreau să simt focul dintre noi, Dar am nevoie de lumină, de credință. Am nevoie să văd lucrurile din prisma ta, să citesc, să mă informez despre credința ta în care nu am crezut. Poate, ce zice, ce am scris? Poate cândva voi fi și eu credincios. Sau credincios. Vreau să te îmbrățișozi, îmi e dor de tine. În fine. Haideți să vedem pentru cine am vorbit acum și ce se confirmă, da? Ia uite. Mai, da? Îi e dor. 5 de cupe? Îi e dor, da. S-a îndepărtat? 7 de spade? Ține, e acru, e... Măi, tarotul ăsta este... Ia uite, blocaje. 9 de monede. Blocaje. Puse adesea de noi înșine. Tot apare, ia uite. E a doua oară când apare. Dar acum apare 5 de cupe, 10 de cupe. Pe de-o parte e dor de energia voastră, de pasiunea voastră, de ce vrea să înceapă o nouă relație, o nouă etapă. Manifestare, să manifeste, să înceapă, interesant, da? Vrea să manifeste o nouă etapă în relația dintre voi, pentru că voi ce am zis? Am zis parcă, nu? Că aveți credință, aveți lumină, vrea să-și regăsească lumina, speranța, lumina și speranța, da? Îi e dor aceste stări, pe care probabil că le-a simțit în mod special în preajma voastră, dar dacă v-ați îndepărtat, acum nu le mai simte. 4 de cupe. V-a refuzat. V-a refuzat. Dar tot așa, o stare de... Vreau să-mi regăsesc încrederea, speranța. 5 și 4 nu sunt deloc încrezătoare. Da. La capătul setului de cărți, valetul de bâte. Undeva în subconștient își dorește. Dar deocamdată toate cărțile care au apărut sunt emoționale. Și 10 de cupe arată că a spus la un moment dat, știu, sunt acolo adesea, poate cu tine nu am fost mereu am fost, da, uneori ați fost și așa. Dar știu că în ultima vreme m-am îndepărtat și de tine, s-a izolat, da? Ce-ar vrea să-mi vă mai transmit numărul? Extraordinar. 7. 7 de bâte și eremitul. S-a îndepărtat. Pune granițe personale. Da? Stă singur cuc. Eventual analizează. Ah, interesant. Analizează. Vrea să citească, să se informeze despre credință. Steaua înseamnă credință. Eremitul merge în căutarea credinței, este magul, apropo de nașterea Domnului, merge, este magul care urmează steaua nordului. Voi poate ați inspirat într-o nouă direcție cu 10 de cupe. Aveți o energie și s-a întrebat, dar de unde? De unde aveți, ai tu așa energie, chiar dacă ai trecut tu, omule, ce fi? Ai fi trecut prin multe, da? Ceva. Dacă simțiți că e invers, poate să fie și invers. Iau, de nou te spade, măi, dar ce cărți! Se gândește la voi. Vrea să înceapă să se vindece, să-și găsească, nu știu, bucuria. Se gândește la voi. Ar vrea să vă îmbrățișeze, apropo, cu regina de... Ce a venit? Paletul de cupe. Probabil să își dorește. Rămâne de văzut ce va reuși. Să exprime niște scuze sau măcar câteva din stările pe care le are. Foarte multe, foarte multe cupe, valetul de cupe. Înseamnă scuze, în general. Eventual o fărâmă de emoție, chiar dacă nu o să vedeți chiar tot, o fărâmă de emoție din lumea aceasta, prin care, sau transformarea prin care trece. La capătul setului de cărți, ia uite. Unui dezamăgit. Poate sunteți amândoi dezamăgiți. Posibil sunteți flăcări gemene, dar nu obligatoriu. Mie nu prea mai îmi place povestea flăcărilor gemene. Nu prea... Ah, e cam ciudată. În fine, dar... Trecem peste asta. Posibil. Există niște dezamăgiri. Unul este căsătorit și celălalt e liber. Unul are o stabilitate interioară, pasiune, reușite. Acest galben, da? Galben. îl are, radiază. Radiază, celălalt nu. Celălalt este... Am nevoie să-mi regăsesc încrederea. Am nevoie să-mi regăsesc încrederea. Pentru că nu are încredere, nu are... Dacă v-a blocat acest personaj, să știți că stă și analizează, meditează. E destul de însingurat. Dacă o fi cu cineva acasă, nu cred că stă prea mult, sau nu cred că are conexiune emoțională acolo, acasă, dacă are pe cineva. Am văzut totuși un 4 de bâte. E un, cum se zice, quest. Da, spiritual quest. Da, uite ce cărți, toate mentale, toate mentale. Blocajul acesta mental, dorința de a găsi adevărul, de a comunica, de a vă întâlni și de a manifesta, de a studia, iar, de a studia. Interesant cum vine mesajul. Alt mesaj de la numărul 3. Alt mesaj de la numărul 3. Voi sunteți peștișorilor norocos. E ceva. Aveți un aer de norocel. Slow and steady. Am mai venit la numărul 1. Mai dăm un... Ia uite, acasă. Home. Acasă, în primul și în primul rând, acest personaj trebuie să-și găsească casa în ei înșiși, da? Să se simtă acasă în ei înșiși și asta o face numai un om credincios. XII este numărul casei a 12-a, a credinței, a necunoscutului, a lucrurilor secrete, da? A visurilor. Dar după cum vedeți și în imagine se vede că e o cochilie, trebuie să iasă din cochilie, să iasă din însingurare, să se îndepărtează, are tendința să se îndepărteze, să se însingureze. Mai dăm o carte totuși. Îmi pare rău pentru ei că, știți, eu sunt și introvertă și extrovertă. Acum sunt cu voi extrovertă. Dar după ce închid camera, sau în anumite situații, nu tot timpul, sunt introvertă și într-un fel e fain să fii în echilibru. Nu poți să fii tot timpul, așa sau așa. Ne dă un mesaj. Nu prea vrea să vorbească. Ce zice? Ride the wave. Ce frumos, da. Să iasă din cochilie și să cucerească acest ocean de emoții. Uite, să ajungă la 10 de cupe, la credință, la fericire. Ride the wave este un cuplu. Este un cuplu fericit. Își dorește să fie împreună cu voi. Dar am zis, trebuie să-și găsească aceeași credință, pentru că nu poți să... Cât ai fi... Da, poți să fii diferit în multe privințe, dar când ești în domenii care țin de spiritualitate sau de principii, e greu. Adică este... Nu că e greu. Nu poți. Apropo de principii, unul este corect și celălalt este speculant. Nu poți să stai așa. Adică nu există. Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să existe asemănări. Ori sunt amândoi speculanți, ori sunt amândoi corecți. N-ai cum să iasă nimic armonios. Da? Când principiile pe care se construiește o relație nu sunt similare. Manifestările, da? Sau alte calități pe care le are fiecare, da, pot să fie diferite, dar ride the wave. Acest personaj trebuie să învețe să iasă la suprafață și să schimbe. Să iasă din 4 și să manifeste schimbarea, creativitate, credință. Și în ce înseamnă Marele Preot, nu? Încă este în vibrația anului 2021. Ia uite, trebuie să se bucure. Trebuie să se bucure de viață, 33. Poate 33 înseamnă ceva. Cu acest grădinar gentil, care a mai apărut la o etalare, și valetul de cupe, bănuiesc că totuși vrea să-și ceară scuze. Pentru că văd preajma voastră, așa simt eu, că există acest sentiment de bucurie autentică, de lumină, de încredere, nu știu, ceva ce ține de energia voastră, e galben, da? Energia voastră îi hrănește, aveți grijă să nu fie în această perioadă, să vedeți ce punți creați între voi și acest personaj, să nu devină un vampirism emoțional. Hrănindu-se cu energia voastră, fără să-și dea seama. Aici trebuie să-și găsească energia prin credință. Practică gratitudine și lucrează cu sentimentele tale, cu emoțiile. Asta trebuie să facă acest personaj. Să învețe să aprecieze oamenii, experiențele pe care le are, bune, negative, da? Să învețe din ele. Să lucreze cu sentimentele sale, să le transforme. Recunoașterea vine, în general, recunoștința, vreau să zic. Gratitudinea vine vedeți? Tot energie jupiteriană, prin credință. Doar un om credincios este cu adevărat recunoscător și onorează oamenii, experiențele pe care le trăiește. Hai, cam atât. Cam atât. Asta e mesajul. Poate unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, dar este normal să fie așa dacă există distanță, dacă există tăcere, da? Se dorește, repet, întâlnirea, se dorește un moment, măcar un moment de fericire împreună, pentru că numai împreună puteți să fie, acest personaj numai cu voi se simte, repet, vibrant. Și în paralel, acest personaj trebuie să-și regăsească conexiunea, cum am zis, coroana, nu știu ce era. Să-și deschidă coroana. Poate cândva voi fi și eu credincios ca tine. Da? Adică voi sunteți steaua, credincioși sau credincioase, încrezători în voi. Poate să țină de... Eu cred că totuși... Da, am vrut să zic că poate să țină doar de felul în care vă manifestați voi încrederea în voi înși vă, dar nu... Ideea este că vorbesc despre niște oameni care sunt spirituali, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, și îndeamnă prin energia lor pe ceilalți să fie. Nu știu. Dacă nu rezonați, căutați alt număr. Vedeți că uneori se și inversează etalările. Puteți să vă ascultați pe voi și nu despre ei. Mie mi s-a întâmplat când ascult pe alte canale, să mai văd și eu una alta, să regăsesc energia mea, ce doresc eu sau ce simt eu. Și atunci mai alegeți încă o dată. Hai, sper că v-a plăcut. Sărbători fericite în continuare, Crăciun fericit în continuare. Vă pup, numai bine, la revedere, ciao, ciao!